Specialiștii Direcției de Sănătate Publică din Mehedinți fac zilnic raporturi despre situația epidemiologică de la nivelul județului. Din raportul făcut astăzi, încă o localitate va intra în carantină, iar 5 localități au trecut deja peste rata incidenței de 3 pe 1000 de locuitori. Astăzi voi convoca Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în vederea adoptării hotărârii de carantinare a localității Braniștea. Avem o rată a incidenței cumulative astăzi de la Braniștea de 8,79 la 1000 de locuitori. Din păcate, mai avem o localitate care astăzi a atins rata de îmbolnăvire de 6,03 la 1000 de locuitori. Este vorba de Comuna Burila Mare. Rata incidenței din municipiul Drobeta-Turnu-Severin se apropie de 5 pe 1000 de locuitori. Mai precis este de 4,55. Autoritățile vor continua controlele pentru a vedea dacă măsurile igienico-sanitare sunt respectate, astfel încât rata incidenței să nu depășească 6 pe 1000 de locuitori și carantinarea locuitorilor orașului să devină obligatorie.